Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean, sunt fericită să am din nou oaspeți de seamă la mine în studio, Maria Timuc și Marius Ghidel. Maria Timuc, bine ai revenit alături de noi! Bine v-am regăsit, mulțumim de invitație! Și domnul Marius Ghidel, bine ați revenit, domnule Ghidel! Bine v-am găsit! Cartea pe care am promovat-o în emisiunea trecută, scrisă de Marius Ghidel, se numește Sangrila, Frumusețea fără marginea divinului, o carte pe care o vedeți acum pe ecran, Calea către fericire. Este de găsit la librăria Ralu și este apărută la editura Darana, prin bunăvoința domnului Ioan Busuioc. Invitații mei au ajuns astăzi cu bine aici în studio, îi mulțumesc mult de tot și vorbim astăzi despre volumul 2 din cartea pe care o vedem aici în emisiune, Sangrila, Frumusețea fără marginea divinului. Volumul 2 care se va numi chiar așa: Dumnezeu este chiar dragostea ta, frumusețe în dar, renunțarea la ego și vindecarea sufletului. Domnule Ghidel, dumneavoastră când ați terminat de scris primul volum cu ceea ce vă amintiți dumneavoastră din alte existențe, pentru telespectatorii care iau contact cu dumneavoastră acum prima dată, am să le spun din nou că Marius Ghidel este omul care are amintiri din alte existențe și o să le reîmprospătăm un pic memoria telespectatorilor. Când ați terminat primul volum, ați scris așa că în continuarea volumului următor, în volumul 2, vom citi 33 de învățături din infinit. De ce doar 33? Inițial, cartea a avut vreo 700 de pagini, am impresia. Da. Atâtea ați scris. Pentru că era prea mare, a fost împărțită în două și așa a ajuns să și a doua carte. Dar această cifră, 33, are vreo semnificație? Nu, chiar erau 33 de... 33 de învățături din infinit. Metode de vindecare a sufletului, a corpului și a minții, spuneți dumneavoastră că mai citim. Da, pentru că atunci când sufletul se curăță, se curăță și trupul și mintea. Metode de renunțare la ego. Despre lucrul acesta vorbiți în această carte pe care o avem aici pe masă. Vorbiți foarte mult despre ego, despre renunțarea la ego. Și noi, de fapt, trăim într-o lume stăpânită de ego. Da, da. Ego se obține prin atașament. Și în momentul în care ne atașăm, nu știm să ne oprim. Și atunci, la pierdere, în momentul în care începem să pierdem lucrurile, începe să suferim. Și suferința asta este o suferință psihologică, dar în momentul în care nu acceptăm reglările din partea oamenilor, devine o suferință fizică. Bine, o să dezbatem în emisiunea de astăzi că e foarte greu să nu ai atașamente în lumea aceasta în care trăim noi acum. Spuneți că mai citim în cartea următoare despre alte călătorii extraordinare prin lumile paralele. Pe unde ați mai călătorit? Anul ăsta am fost într-o excursie în Germania, într-o călătorie în Germania și în München. Ați călătorit cu avionul sau prin vârful capului? Nu, cu avionul. Cu avionul, nu, mă refer la lumile acelea paralele pe care dumneavoastră le puteți aborda. Păi da, acolo a fost o intrare într-o lume paralelă în hotel. A făcut o călătorie fizică în Germania și acolo în Germania a avut o experiență, una dintre experiențe. Și povești inițiatice. În ce ne inițiați? Sunt povestiare care susțin textul. Tot așa, cu învățătură, cu o anumită înțelepciune. Perfect. Hai să vedem un pic. Ați fost în Germania anul acesta și iarăși fi s-a întâmplat același lucru. V-ați trezit dintr-o dată că sunteți în altă lume pe care dumneavoastră o puteți vizita, noi nu, muritorii de rând. Spuneți-mi, vă rog frumos, vi se întâmplă tot timpul lucrul acesta? De câte ori doriți sau pur și simplu nu, când se vrea din altă lume? Din întâmplare, nu caut niciodată asemenea experiență. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce ați pățit în Germania? Cum a fost? În Germania... Deci m-am dus la expoziție bio și cu un coleg și ne-am repartizat la etajul 2. Eu am zis că vreau să aflu niște informații în plus despre gară, cum ajungem la gară și trebuie să cobor.
Am urcat în lift, acolo scria P, parter, recepție. Am apăsat pe buton și am început să cobor. Și am tot coborât și am tot coborât și mi-am dat seama, am zis că probabil o să cobor în subsolul subsolurilor. Așa mi-am zis, că nu se mai oprea. Era doar peste un minut. Și la un moment dat s-au deschis ușile, deci se vedea, avea ușile transparente și se vedea că se coboară. S-au deschis ușile și când am coborât, am văzut pe doamnele care erau la recepție decât pe lângă mine. Nu m-am uitat în spate unde se duce liftul, dacă se duce în jos sau în sus. Și când m-am uitat în sus, eram la ultimul etaj, de fapt. Coborâsem și eram la ultimul etaj. Deci o contradicție logică. Atunci am intrat într-o stare de panică, chiar și eu am intrat în panică, cu toate că am mai avut asemenea experiențe. Când ești pus în asemenea situații, nu te poți controla. Păi ce vi se părea că e absurdă să situația aceasta? Ce vi se acolo, să rămân într-un alt spațiu și să mai poți să... Sunteți claustrofob? Nu, nu, nu aveți probleme. Și atunci mi s-au mai picioarele și am pus mâna pe trepte să văd dacă sunt reale și erau reale. Am început să alerg pe scări. După două etaje, am uitat să spun că hotelul nu avea decât 5 etaje și asta însemna că eu coboram de la 7 etaje, deci 2 etaje care erau în plus și de fapt coborâsem. Și m-am uitat pe coridor să văd la ce etaj sunt, scria 502, deci am la etajul 5, coborâsem de la 2 etaje care nu existau. Și am coborât repede și am ajuns jos la parter, acolo erau doamnele de la recepție, vorbeau cu cineva, deci prea repede vorbeau cu cineva. Am înțeles. După ce au trecut pe lângă dumneavoastră, erau deja jos. A fost o bulă în timp sau ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat aici? Ce credeți? Că ați mai avut experiență? Spațiul paralel se comportă contradictoriu. Asta este caracteristica lui. Da, alte lumi paralele pe care să le fi vizitat, alte, nu știu, alte planete, populații. Da. Am fost chiar aici, în Munții Bucești. Am fost într-o excursie odată cu niște prieteni la Babele și am vrut să ajungem la peștera Ialomicioare și pe la o anumită distanță ei se îndepărtaseră de mine foarte mult, rămăsesem în urmă și la un moment dat au început niște pumnișori în piept. Mie când îmi apară pumnișorul aceea e semn că ies din corp și am ieșit pe toată suprafața corpului și m-am trezit într-o peșteră, probabil că era în spate. Și am intrat în peștera aceea, era o ființă eterică care nu mi-a zis ce cauți tu aici, deci nu mi-a făcut niciun rău și am mers mai în adâncimea peștei unde era o masă, unde erau niște înțelepți îmbrăcați. Dar cum arată ei așa? Arată ca noi, ca oamenii? Da, da, sunt ca oamenii. Erau îmbrăcați în pânză de in, aveau o sfoară la mijloc, erau bătrâni cu barbă și cu plete. Și masa era rotundă și pe masă era o carte mare care avea pietre semiprețioase și os și încrustații. Și pe cotorul ei curgea o lumină foarte frumoasă. Și când am intrat în zona lor, s-au oprit din discuție și zâmbeau. Se uitau înțelegător unul la altul, mi-au zis la fel ce cauți tu aici. Și pe mine m-a atras lumina aceea, m-am dus în spatele lor, s-au dat la o parte cei doi și mi-au dat voie să întind mâna. Am întins mâna, am deschis cartea și când am deschis cartea a pornit din ea lumina aceea puternică, strălucitoare și caldă, foarte plăcută și n-am avut timp decât să pun mâna pe față. Păi și ce credeți că vi s-a întâmplat? Ce ați văzut și de fapt? Și în clipa respectivă am intrat într-o stare de extaz, am călătorit probabil, nu știu precis, că după un timp am trezit afară cu mâna pe față. Afară fiind, când ești în trup, este foarte greu să îți potrivești ritmul sufletului cu ritmul respirației. Și cu inima, nu știu, cum le coordonezi pe toate când vă întoarceți înapoi? Nu le coordonez cu mintea, se coordonează singură, dar a trebuit să aștept puțin. Foarte mare greutate, pieptul bate, adică tresaltă și inima la fel are alt ritm, respirația și... Sufletului trebuie cam 10 minute să ia în posesie corpul. Da, v-ați luat vreodată după un astfel de eveniment tensiunea? Să vedeți cum stați cu pulsul, cu tensiunea? Nu știți. Și corpul este inert. Prima dată se activează ochii, se deschid ca la robot.
După aceea aștept până se duce în vârful mâinii, se activează mâna și ultimul picioare. Deci cam 10 minute. Durează până sufletul ia tot în posesie corpului. Dar la ce vă folosesc oare călătoriile acestea? Cu ce veniți înapoi? Cu ce fel de informații? Bonus, un fel de dar. Informația, da, într-adevăr, cei care au experiențe dincolo de moarte au o înțelegere mai profundă. Apropo de experiența asta, dacă îmi dai voie, Cornelia, sigur, pentru că este o experiență care este povestită în cea de-a doua carte, în volumul 2, despre care și vorbim astăzi. Marius a spus că după ce a revenit în corp, cel puțin așa a spus în carte, a avut sentimentul că aceia erau înțelepții care puterile energetice dintr-un plan paralel care veghează România, care au grijă de România. Da. Cum au grijă de România, domnule Ghidel? Uitați ce se întâmplă pe la noi. Da, păi acum este și liberul arbitru, ego-ul, care nu poate fi depășit. Liberul arbitru chiar nu poate fi depășit. Ei pot să influențeze energetic, să trimită o influență energetică, însă alegerea aparține tot ființei umane. Îmi place foarte mult cum ați intitulat volumul 2. Dumnezeu este chiar dragostea ta. Deci este... Titlul spune tot. Titlul spune tot. Frumusețe în dar, renunță la ego, renunțarea la ego și vindecarea sufletului. Hai să vedem cum este Dumnezeu chiar dragostea ta. Răspund și la asta, dar aș vrea să mai fac o completare apropo de lumile paralele. Există o teorie în fizica cuantică modernă, teoria universurilor paralele. Deci există și în știință deja. Da, se vorbește foarte mult despre faptul că există universuri paralele și numărul lor ar putea fi infinit. Așa. Și aceste universuri sunt lumi care coexistă în același timp cu noi. Asta cam povestește Marius, că acolo în Germania, de exemplu, unde era un hotel, un hotel fizic, în plan fizic, mai exista un hotel într-o lume paralelă, dar tot un hotel exact în același loc, se suprapunea, doar că avea două etaje în plus, spune el în experiența lui. Asta este un fel de suprapunere a lumilor, doar că ele nu interferează, pentru că lumile paralele probabil că trăiesc într-o dimensiune vibratorie, într-o dimensiune energetică, care nu ne deranjează absolut deloc. Oare suntem noi sau ei pe vibrație mai înaltă? Oare cum e? Nu cred că suntem noi pe vibrație așa de înaltă după ce facem pe aici. Probabil că nu suntem pe o vibrație foarte înaltă, probabil că trupul material, se știe că materia este de fapt o vibrație la o rată mai scăzută. Deci rata mai scăzută a vibrației înseamnă o vibrație mai joasă, de fapt. Deci simplu fapt că suntem în trupuri materiale arată că nu suntem așa de evoluați și că probabil suntem într-un proces de evoluție și asta spune și Marius cumva în cărțile lui, asta spun și eu, spune multă lume. Suntem într-un proces de evoluție care este foarte lent. Iisus Hristos acum 2000 de ani a venit și ne-a dăruit înțelepciunea maximă. Tot în planul acesta în care suntem. Tot în planul material, tocmai. Tocmai, pentru că eram foarte jos până la venirea lui Iisus. Legea care opera în existența umană era legea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Așa. A venit Iisus Hristos cu legea iubirii și iată că de 2000 de ani... Nu au înțeles-o, le-a trebuit... Avem 2000 de ani, iar evoluția la nivel colectiv este încă, evoluția conștiinței încă este destul de redusă. Și acum să ne întoarcem la Dumnezeu este dragostea ta și cred că ar fi bine să vorbească Marius mai întâi și eu să-l completez. Da, vă rog, domnule Ghidel, să vedem titlul acesta, de ce a fost adus în această carte. Pentru că în momentul în care tu exprimi, omul exprimă iubire, dragoste, grijă, atenție, afecțiune în față de cei din jur, se exprimă de fapt divinul din el. El deschide un fel de poartă a cerului, prin poarta aceea intră lumina sfântă, divinul, deci prezența lui și schimbă situația de viață într-un mod la care nici nu te așteptai. Cel mai important lucru pentru noi este să fim goi de noi înșine. Pentru că în spațiul gol el intră imediat, pentru că natura lui este să
ocupe golurile. Și atunci situațiile de viață iau forma interiorului nostru. Deci dacă noi este divin, deci dacă este iubire, din față nu poate să-ți vină decât ceea ce este în tine. Spune cine această carte pe care o văd telespectatorii și care este de găsit la librăria Ralu. Mergeți-o cumpărați de acolo, apărută la editura Darana. Noi suntem ființa aceasta minunată, tot timpul fericită, 97% suntem suflet divin, iar 3% suntem ego și corp. Deci dacă suntem 97% suflet divin, de ce suntem dominați atât de tare de acest 3%? Pentru că cei 97%, deci ființa, ce este sufletul? Sufletul este cel care nu caută niciodată ale sale, iartă totul și acceptă totul. Asta înseamnă că el nu reacționează și nu se luptă pentru sine niciodată și nu se apără. Deci pare ca un prost. Iar ființa egotică este cea care face totul pentru interesul personal. Noi nu știm că suntem o ființă comună. Credem că suntem separați. Când eram mic, nu puteam să înțeleg de ce oamenii se văd diferiți. Da. Când, de fapt, noi îi vedeam același suflet, în fiecare este același suflet. Deci când îi faci un rău, celălalt ție îți face rău. Când dai în el, dai în tine. Deci nu ești interesat decât să dăruiești, să iubești, să ai grijă, pentru că ție îți dai. Tu primești întotdeauna din ceea ce dai. E așa de contradictoriu totul, pentru că sunt unele învățături care ne spun așa, o să iau pe Maria un pic acum să dezbatem lucrul acesta, că dumneavoastră vă înțeleg, 97% sunteți suflet, de fapt 100% sunteți suflet divin, dumneavoastră chiar trăiți după regulile acestea despre care ne vorbiți aici în emisiune. Bănuiesc, nu? Da. Bun. Maria, 97% suntem suflet divin, da? 97% suntem Dumnezei și noi, cu alte cuvinte. Și cu toate astea, 97% suntem suflet divin, da? 97% suntem Dumnezei și noi, cu alte cuvinte. Și cu toate astea, 97% de ceilalți din jur. Că dacă nu ne iubim pe noi, nu o să putem să iubim nici pe ceilalți și nu o să avem grijă nici de ceilalți. Cum e până la urmă? Acestea sunt învățături care vin din zona științifică și psihologia, de exemplu, într-adevăr merge pe întărirea eu-ului persoanei. Psihologia, când face terapia psihologică, în general întărește eu-ul persoanei și încearcă să o facă mai puternică în eu-ul ei, dar și pentru faptul că, din punct de vedere științific, mă rog, nu prea există dovezi că avem suflet. E mai mult, vorbim despre psihic în zona aceasta. Însă, în partea de spiritualitate, discutăm lucrurile tocmai pe dos. Lucrurile se întâmplă tocmai invers, adică spiritualitatea vine și spune, de fapt, trebuie să abandonez eu-ul. Ce înseamnă eu-ul? De fapt, trebuie să abandonez nu eu-ul în întregime, aș spune eu, deși Marius merge pe varianta de întreg, eu aș spune să-l abandonez doar pe ala negativ. Însă ce greu și ce dificil este să îți abandonezi eu-ul negativ atunci când îți vin din față sau când vezi, când te uiți la lumea asta care e atât de întoarsă, de contorsionată, când vezi război, când vezi ură, când vezi oameni care nu au, să zicem așa, niciun Dumnezeu. Este complicat, foarte complicat ce spune Marius, este foarte complicat ce spune spiritualitatea, însă nu este imposibil. Da, noi putem să evoluăm. Da. Ce este mai dezvoltată în momentul de față, spiritualitatea sau știința? E probabil și așa, și așa. Și știința vine cu metodele ei, știința se impune în primul rând în lume, pentru că știința are metodă. Are metodă, spune ea clară, deși nu e așa de clar. Păi de exemplu, nu știu de câte ori... o avem de mii de ani, da? Știința mai puțin, a mers sigur, cu pași mici. Sigur că da. Spiritualitatea există dintotdeauna. Și accesul ființei umane la suflet și la interior și la spirit este de când lumea. Sigur că nu este știința mai veche decât lumea, însă trăim în vremuri moderne și vremurile astea moderne au contorsionat puțin lucrurile, le-au întors pe dos. Și foarte mulți oameni, din păcate, se duc excesiv uneori către știință. Eu nu zic să nu ne ducem deloc către știință, aș zice dimpotrivă, să ne ducem să căutăm
totul în direcția științifică, dar după aceea să ne desprindem de acolo, pentru că etapa științifică, partea științifică, atunci când vrem să cunoaștem, de exemplu, despre ființa umană, putem să trecem printr-o etapă de cunoaștere științifică, dar ea trebuie depășită pentru că ține de nivelul mental și de cercetarea mentală. Chiar în, tot din fizică vine un concept foarte interesant, observatorul modifică obiectul observat. Este o lege a fizicii moderne care pune sub semnul, poate pune sub semnul întrebării, probabil, experimentele care se fac. De aceea, de exemplu, când se fac experimente în privința efectului placebo, doctorii care administrează sau persoanele care administrează placebo și substanța activă persoanelor nu știu, nu sunt persoanele care știu direct ce se află în substanță. Sunt persoane care livrează plicurile, dar nu știu. De ce? Pentru că persoana, gândindu-se, îi dau lui X substanță activă și lui Y placebo, poate să influențeze rezultatul. Da, așa este. Deci știința a început deja să-și ia măsuri în privința acestui efect a observatorului care poate să modifice obiectul observat. Până la urmă, totul pleacă din mintea noastră și din sufletul nostru, din energiile noastre și din intențiile noastre. Mai citez câte un pic din cartea domnului Ghidel, pe care o aveți la librăria Ralu. Deci, cum ești tu în inima ta azi, așa va fi și ziua ta de mâine, spune Marius Ghidel în cartea pe care o vedeți. Important este să nu ai ego. Deci ne bateți la cap cu ego-ul ăsta, domnul Ghidel, în această carte. Cum ești tu în inima ta astăzi, așa va fi și viața ta. Ce-i faci altuia, ție îți faci de fapt. Sunt cuvinte pe care le cunoaștem, dar greu de pus în aplicare. Greu de pus în aplicare în zilele pe care le trăim, domnule Ghidel. E foarte greu de trăit așa. Cum reușiți dumneavoastră? În epoca când omul era doar culegător, nu, vânător în pădure, avea un sentiment religios foarte profund. Spre exemplu, ca oamenii de la țară, că și oamenii de la țară la fel. Deci, epoca paleolitică, în momentul în care omorau un animal mare, partea cea mai bună a animalului, de exemplu partea de crupă din spate, o lăsau pădurii, o lăsau zeului pădurii. Deci au acest sentiment, pentru că își dădeau seama că dacă luau totul pentru ei, atunci vânătoarea ce urma să se întâmple nu mai era norocoasă. Deci, era o superstiție, o credință, nu, sau era doar în mintea lor și funcționa pentru că era în mintea lor? Au observat lucrul acesta. Dar acest lucru se întâmplă și acum. Deci în momentul în care tu dăruiești mai mult decât ei, tu de fapt îți dai ție viitor. Scrieți în această carte și dumneavoastră despre faptul că vă comportați altfel cu toate lucrurile din jurul dumneavoastră. Dacă trântiți ușa, îi cereți scuze ușii. S-a întâmplat atunci. Da, dacă loviți fotoliu, n-ați mai făcut, dar ar trebui să avem o altă atitudine față de lucrurile care ne înconjoară? Da, pentru că în momentul în care le personalizezi, atunci ești foarte atent la ce se întâmplă, pentru că depinzi de ele. Cum ar trebui să ne comportăm cu, nu știu, cu ființele care ne înconjoară? Unii spun, vai, eu nu omor nicio muscă, dar nu e chiar așa. Omori muște, omori furnici fără să vrei, le calci fără să vrei. Plătim pentru lucrul acesta atunci când trecem dincolo? Sunt lucruri mici, plătim mai mult când facem rău celuilalt. Deci aproapele nostru, atunci plătim, pentru că nouă ne facem rău. Cel din fața ta este chiar ființa ta. Dar când îi facem rău unui animal, de exemplu. E același lucru. Deci noi, în fundal, suntem una cu totul. Toți oamenii sunt una, dar în același timp și cu toate ființele, și cu sufletul muntelui, al apei, al cerului. Deci, în fundal, este aceeași ființă. Problema noastră este la atașament.
pentru că suntem fascinați de lumea exterioară, ne ducem spre ea cu totul, ne lipim și în momentul în care ne lipim, pentru că punem lumea mai presus decât Dumnezeu, noi devenim agresivi în interior. Și atunci chemăm forțe, sufletul cheamă forțele cerului ca să ne desprindă. Și dacă nu acceptăm desprinderea care se face prin oameni, prin nejăsire, prin umilință, prin accidente, cine știe, prin tot felul de boli, atunci apar bolile, apar neplăcerile dureroase, deci apare suferința. Ce face Maria când ne place mai mult, ne place de nu mai putem, îmi place de mor mașina mea, îmi place de mor, nu știu, lănțicul meu de aur, atașamente de genul acesta? Acestea nu sunt neapărat atașamente. Deci poate poți să iubești lucrurile, poți să iubești orice. Nu ni se întâmplă rău. Nu. Dacă ne iubim Iată, e foarte bună întrebarea. Nu dacă iubim lucrurile cu adevărat, ni se întâmplă ceva. Putem să iubim orice tocmai, că asta este iubirea. Să-ți iubești și mașina, să-ți iubești și lănțișorul, să iubești casa, și casa, și piscina, și tot. Așa? Dar să nu te atașezi de lucrurile alea. Asta ce înseamnă acest atașament? Hai să vedem unde e iubirea și unde e atașamentul. Atașamentul înseamnă dependență, ca să vorbim mai clar. Păi de mașină suntem dependenți în ziua de astăzi. Nu, dependență în alt sens. Vorbim despre negativitate. Deci tot ce înseamnă emoție negativă, tot ce îți creează emoție negativă, înseamnă atașament. Deci în momentul în care ai emoție negativă, abia atunci ai un atașament față de lucrul respectiv. Dacă îți place mașina ta, o iubești, dar nu mai poți... Și cu bani curați și corect din salariul tău, atunci nu... Sigur că da. Și nu ai nicio emoție negativă față de ea. Poți să-i pui și nume. Poți să, chiar Lazarev, în una dintre cărțile lui, recomandă să special să-i pui un nume mașinii, povestind că el rămânea cu mașina în fiecare zi în aceeași interseție, la același semafor, și nu știa de ce se întâmpla lucrul ăsta. Și când intră în plan subtil, pentru că el era un mare bioenergetician, este de fapt, îi se spune că mașina este supărată că nu are un nume. Și atunci îi dă un nume mașinii, da? Și ea nu se mai oprește din ziua aceea niciodată. Deci... A mea are nume și nu s-a stricat niciodată, da. Doar mici lucruri. Din să nu-ți urăști vecinul pentru că el are o mașină mai frumoasă decât a ta, sau pentru că, uite, eu nu am mașină, pentru că tu ai mașină să încep să te urăsc, să am emoții negative față de tine. Iată, ăsta este atașamentul. Deci atașamentul se recunoaște strict prin emoția negativă pe care o ai față de orice. Față de oameni, în relația cu oamenii, în relația cu obiectele, cu lucrurile, cu animalele, cu absolut orice pe lumea asta. Dar poți să iubești. Poți să-ți iubești casa, poți să-ți orice. Iubești mașina, poți orice. Să iubești rochiile, pantofii, poți să iubești să ai orice, și niște miliarde pe care poți să le iubești. Dar condiția este să le iubești. Condiția este să le iubești. Să ai iubire față de acele lucruri, nu negativitate. Iubind lucrurile tale, poți să și dăruiești, poți să le și dăruiești. Având iubire în tine, poți să le dăruiești și poți să trăiești fără negativitate. Ce înseamnă negativitate? Să punctăm și asta. Înseamnă ură, înseamnă mânie, înseamnă invidie. Frustrare, înseamnă invidie, înseamnă gelozie, înseamnă toate trăirile negative care sunt o creație a ego-ului. Acest spune Marius că este ego-ul nostru. Mai sunt o creație... foarte mult de învățat, da. Foarte mult. Sunt bune lecții emisiunile acestea. Da, sunt o creație a ego-ului și sunt, în fapt, trăiri iraționale. Ele devin trăiri iraționale, dar sunt create prin mintea noastră și, în ultimă instanță, prin alegerile pe care le facem cu liberul nostru arbitru. O chestie grea pe care am găsit-o în această carte: cu cât suntem mai atașați de viața noastră, cu atât mai violentă ne va fi moartea. Sună înspăimântător, domnule Ghitel. Chiar așa spune și Domnul Iisus: cine va căuta viața, o va pierde. Cine va lăsa pentru mine, o va câștiga. Și apropo de atașament, el apare... Cum îți dai seama că ești atașat? Când ți-e frică să pierzi, atunci ești atașat. Când te super, când mașina ta te super că cineva a zgâriat-o și faci din chestia asta o dramă, atunci ești atașat. Atunci va trebui să pierzi legătura cu ea. Și ți se întâmplă tot felul de chestii. Orice lucru pe care îl pui pe primul plan din lumea aceasta, îl pierzi.
Încalci primele trei porunci. Hai să vedem cum e cu viața. Cu cât suntem mai atașați de viața noastră, Maria, cu atât mai violentă ne va fi moartea. La ce să ne gândim la lucruri când citim lucrul acesta în carte? Probabil că se întâmplă așa. E ceea ce spunea Marius despre Iisus Hristos, că expresia aceasta celebră, cel ce iubește prea mult viața o va pierde. De fapt, nu știu dacă e traducerea chiar corectă, că dacă iubim viața, o să-L iubim pe Dumnezeu, o să iubim lumea, o să iubim oamenii. Probabil că dacă suntem atașați de viață, într-adevăr putem. Pentru că noi atragem, e vorba despre legea atracției. Așa. Fiind atașați de viață, înseamnă că ne dorim maxim să trăim. Ai văzut toată vreodată... lumea dorește să trăiască mult, nu? Nu chiar toată lumea. Am văzut și oameni care nu-și doresc să trăiască mult. Eu cel puțin am văzut, am întâlnit așa ceva. La țară chiar am văzut un lucru foarte frumos, că persoanele în vârstă au un cult al trecerii cu mulți ani înainte de a se produce trecerea lor fizică. Mă impresionează foarte mult. Prima dată la bunica mea am văzut. Își pregătesc tot felul de cum sunt obiceiurile la țară. Covoare, perne și hainele și pantofii și ciorapii și cămășuța de pe dedesubt. Deci fiecare obiect cât de mic este pregătit pentru acel moment. Altfel, mi-a lăsat prosoape, batiste, bine, le-am găsit după, dar de fapt ea era pregătită pentru momentul acesta. De la o anumită vârstă încep să te pregătești. Sigur, unii se pregătesc, nu toți. Repet, asta este diferența. De obicei, cei care se pregătesc, cei pe care i-am văzut eu pregătindu-se, mor destul de bătrâni. Mor destul de târziu, mor la adânci bătrânețe. Este foarte interesant fenomenul ăsta, nu știu dacă nu l-am aprofundat foarte mult. Iată, rog să scrii o carte despre acest fenomen, să studiezi un pic. Nu l-am aprofundat foarte mult, dar este foarte interesant. Pe când persoanele care se agață, e vorba de faptul că oamenii ăștia nu se agață de viață. Trăiesc, acceptă viața, nu sunt dintre cei care vor să se sinucidă sau care ar face vreun gest necugetat niciodată. Pentru că de obicei sunt oameni credincioși, oameni care cred în Dumnezeu și care cred și în călătoria ființei mai departe, dincolo de corp, dincolo de moartea fizică. Însă alții sunt atașați. Ce înseamnă că sunt atașați? Înseamnă că își doresc prea mult să trăiască. Am auzit de multe ori, chiar mi-aduc aminte, aveam vreo 20 de ani și mi-aduc aminte o situație impresionantă cu o doamnă care avea vreo 30 și ceva de ani, era foarte tânără, era foarte bolnavă și a simțit că urmează să moară și striga disperată: nu vreau să mor, nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Sigur că a murit. Probabil că aici este, nu trebuie să avem o mare dorință. De ce să n-avem? Doctorul... În momentul în care te lași, continui imediat ideea, în momentul în care te lași și nu-ți pasă dacă trăiești sau mori, atunci se poate întâmpla miracolul până la se urmă. Se poate întâmpla, exact. Detașarea poate aduce miracolul, pentru că noi intrăm în ceea ce numește și Marius în cărțile lui, trăim în voința divină și pe voința divină deja se pare că a scris pentru noi un plan sau o durată a vieții pentru fiecare dintre noi. Doctorul David Hawkins a testat expresia: moartea este înscrisă în celulele noastre încă de când suntem în burta mamei, în ADN-ul nostru. Și această expresie a testat-o pe mii de oameni și rezultatul a fost că expresia este adevărată. Deci, momentul... Ce a studiat telomerii sau ce a studiat deja da seama cam nu, cât nu, trăiește nu. Fiecare? El folosea testul, testat afirmația. Așa. Folosea testul kinesiologic, testul prin care răspunde conștiința prin întărirea mușchilor atunci când facem o afirmație adevărată și prin slăbirea mușchilor când facem o afirmație falsă. Asta e alt subiect. Și cred că așa funcționează poate și în momentul în care
ești pus la testul minciunii sau adevărului, nu? În principiu, da, dar nu știu dacă aparatul este atât de performant. Ar fi suficient doar să se facă testul muscular pe care îl folosea testul kinesiologic, pe care îl folosea acest doctor Hawkins, doctorul Hawkins, care a fost medic psihiatru. El a testat afirmația aceasta, că moartea este scrisă deja în ADN-ul nostru încă de când suntem în burta mamei. A fost confirmată ca adevărată expresia și apoi el mergea mai departe și spunea, atunci n-are rost în niciun caz să-ți fie frică de moarte. De ce? Dacă ți-e frică, frica este doar proiecția minții tale asupra momentului morții sau a ce înseamnă moartea. Tu te gândești, moartea trebuie să fie așa, probabil e ceva rău, sunt oameni care se gândesc la tot soiul de nebunii. Acolo, e o lume pe care nu cunosc. Numai că noi nu avem habar de nimic despre asta. Nu știm absolut nimic despre asta și atunci totul este proiecție. Pe de altă parte, spune Hawkins, dacă această afirmație este adevărată, în momentul în care moartea a venit, este inevitabilă. Și atunci spune așa, spune el că grija ta ar fi să trăiești, să trăiești cât mai bine și mai frumos, să evoluezi cât mai frumos, atâta cât ești chiar acum, chiar în momentul ăsta. Și când va veni acel moment, nu poți să le biți dacă a venit. Da, nu putem să ne fofilăm, că ne găsește peste tot. Da. Putem doar să învingem moartea de mai multe ori în această viață. Nu știu, lucrurile acestea sunt programate, domnule Ghidel. Vorbeați dumneavoastră că într-una din călătoriile pe care le-ați făcut, ați văzut acea carte mare în care sunt scrise toate viețile, în care există o informație. Găsisem, chiar am și scos fraza aceea, nu o găsesc chiar acum, dar vorbeați despre o carte foarte mare în care dumneavoastră știați că sunt scrise toate informațiile despre fiecare persoană de pe pământ în parte. Nu, ca o bază de date ceva. Erau două ființe care purtau această informație. Două ființe sus la prag, care nu au formă, care au toată informația despre tine. Și ți-o proiectează în față. Îți spune când ai trecut în lumea de dincolo ce anume. Îți spun acele ființe. Înainte de a veni în viață, treci prin dreptul acestor ființe care te scanează și îți arată ce a fost în viața anterioară și îți spune despre viața în care intri acum. Dar vorbeați dumneavoastră și despre faptul că în momentul în care ați murit la un moment dat și vă amintiți tot momentul, trebuia să trăiți o reglare a vieții trecute. Spuneți în carte despre lucrul acesta. Cum adică o reglare a vieții trecute? Ajungi în fața unor ființe de lumină care îți spun mi-a plăcut ce ai făcut în această viață sau ce îți spun? Mi-au spus, uite, pentru că în viața trecută ai fost un om bogat care ai desconsiderat oamenii și nu ai făcut nimic pentru ei. În viața care intri trebuie să plătești lucrul acesta. Dar pentru faptul că n-ați fost o persoană foarte bună în altă viață, în ce nivel ați stat acolo? Mai spre Dumnezeu în lumină, mai păi jos? La scara raiului, dacă am urcat 15-30%. Adică puțin. Cu forțe proprii, da. Deci urci câtă iubire ai acumulat pe pământ. Adică cât de mult ai făcut bine pentru ceilalți, pentru că ceilalți sunt ființa ta. Păi și cât ați stat acolo, din ce vă amintiți, vă părea rău? Nu îmi părea rău. Nici nu mă gândeam că mai vin înapoi. Dar v-au trecut aceste lucruri prin cap? Știați că ați putea veni înapoi să reparați ce ați făcut în neregulă? Nu, se șterge toată informația. Da. Că spuneați dumneavoastră în carte că cei din iad nu vor ști dacă vor fi vreodată trimiși pe pământ să-și răscumpere neiubirea. Sunt două iaduri. Unul până la fluviul de gânduri. Este primul în care ajung foarte mulți. Și al doilea iad, care este dincolo de zona tampon, unde este tronul creatorului, îl ține ca un fel de plasă de pe scară în partea dreapta lui. Și acolo sunt glupulețe cenușii, deci suflete care stau înghesuite unele în altele și țipă. Și când m-am apropiat de unul din ele, mi-a arătat care era problema lor. Deci au fost trimiși pe pământ de mai multe ori, puteau să dăruiască și nu au dăruit. Și la moarte îi prinde conștiința, pentru că conștiința noastră este modelul ideal, cum trebuia să fim și nu am fost.
și ei se poziționează exact în locul pe care îl merită. Și îi bătea, dar îi bătea la infinit, pentru că nu știau dacă vor mai fi trimiși vreodată pe pământ. Și da. Acea suferință extinsă la infinit este îngrozitoare. Da, e foarte trist. Deci iadul există până la urmă. Noi venim aici să dăruim și uităm. Și ne apucăm cu adunatul. În momentul în care adun mai mult decât ai nevoie, încep să... Păi dumneavoastră cum trăiți acum, de exemplu? Ați adunat ceva în această viață? Nu, aveți nu. Aveți ce de pe o zi pe alta? După ce se spune că sunt unii oameni care nu au nici după ce bea apă. Nu mă zbat pentru mine. Nu? Vă spun o povestire adevărată, o situație adevărată. O familie i-a murit copilul și foarte disperat. Familia era bogată, avea de toate, vile, mașini, bogăție imensă. Și toată lumea plângea copilul. Ce plângea de fapt? Plângea sufletul. Deci sufletul plecase, deci nu trupul, îi plângeau sufletul. Deci aici se vede ce important este sufletul. Noi ar trebui să facem totul pentru el. La moarte, ce pleacă din om? Pleacă sufletul. În experiențele astea prin care am trecut de moarte, asemănătoare cu moartea clinică, trupul când veneam înapoi era lemn. Când moare omul, sufletul pleacă și trupul îl urmează fără să zic absolut nimic. Așa se vede cine este șeful. Cine-i șeful chiar? Cine-i șeful în trupul nostru? Sufletul e șeful. Și noi facem cel mai mic efort pentru el. Facem cel mai mare efort pentru partea cea mai neînsemnată. Pentru cei 0,5-3% care sunt în corp. Într-o altă experiență m-am văzut interiorul corpului ca un fum galben. Sufletul este un fum galben strălucitor. Și se mișcă, el cuprinde tot interiorul corpului. Și n-am văzut organe, n-am văzut decât ca o carcasă. Și mă tot întrebam ce stau eu aici închis în cușca aceasta. Deci el vrea să se expandeze, să sufletul se simte prizonier atunci când este în trupul acesta al nostru. Da, eu mă simt bine în trupul meu. Asta ce înseamnă? Ce? Că sufletul meu e bine? Că e în regulă? Da. Dacă eu mă simt bine cu mine? Da. Bun. Ce se întâmplă când dormim? Că se spune că și atunci există un proces care e similar cumva cu moartea. Păi vă gândiți că când dormi, știi pe ce stai. Nu simți, nu știi. Deci parcă ești în aer. Pe de altă parte, nu știi nimic de tine, nu știi cine ai fost, nu știi ce vei fi, deci ai uitat complet. Uitarea aceea este pierderea identității de sine. Unde plecăm când dormim? Vă spun o chestie interesantă. Am făcut recent o operație la rinichi, două operații la rinichi și am fost uimit de lucrul acesta. Rahianestezie, n-am mai putut să fac asocierea între mine și corp. Când m-au tras pe patul de operație, oamenii m-au tras obișnuit, din translație. Însă eu am văzut picioarele mișcându-se ca un evantai în sus. Deci eu nu mai puteam să identific că sunt picioarele mele și atunci am văzut altceva decât realitatea. Da. Deci omul, în măsura în care el pierde simțurile, el își pierde identitatea de sine. Da, foarte interesant. Deci unde plecăm când dormim până la urmă? Plecăm pe diferite nivele. Dacă omul este prea prins în lumea aceasta de grijile lui, atunci nu poate să urce prea sus și vede tot felul de lucruri ciudate. Și atunci visează urât, nu? Visează urât, da. Da. Maria, nu mai avem foarte mult timp. Să vorbim un pic despre volumul 2, pentru că ai lucrat și tu, ai făcut partea de corectură, partea de înfrumusețare a acestui volum 2, scris de domnul Marius Ghidel. Cartea va fi când în librării? Prin luna decembrie? Să sperăm să-l terminăm. Deocamdată abia am terminat corectura și să vedem, în funcție de când se va mobiliza editorul. Adică domnul Ioan Busuioc? Domnul Busuioc, da. Când ziceți? În decembrie? Zice că în decembrie, da. Deci posibil în decembrie, da. Volumul 2 este o continuare a volumului 1. Conține, pe de o parte, experiențe de călătorie, să zicem așa, poate și de altă natură, în orice caz experiențe mai speciale ale lui Marius Ghidel. Conține și înțelepciune, foarte multe pastile de înțelepciune care susțin textul.
Este un volum care destul de măricel. Va avea de primul de volum pagini. E mai profund, e mai... Cum e? Cum ți se pare? Să sperăm, cred că este mai profund din punct de vedere spiritual, deși primul volum este mai amplu în privința experiențelor descrise, pentru că acolo sunt cele mai multe dintre experiențele pe care și le-a... din alte vieți, pe din care alte vieți, amintiri și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, al amintirilor din experiențe și călătorii ale lui Marius prin univers, părțile fundamentale ale acestor experiențe sunt în volumul 1 și aici, spre final, avem și cele 33 de pastile de înțelepciune despre care vorbeai la început. Ei, acum această carte este doar o carte de înțelepciune, să spunem așa, în esența ei, este o carte de înțelepciune care conține și se sprijină și pe povești, pe experiențe personale de călătorie, fie în lumi paralele, fie în diferite alte zone și dimensiuni ale existenței, precum și pastile de înțelepciune. Dar este o carte în esență de înțelepciune, de aia se și numește Dumnezeu este dragostea ta. Este o carte despre cum ființa umană ar putea și ar trebui să trăiască zi de zi, așa încât să se poată detașa de eul ei omenesc, să se poată detașa de lucrurile acestei lumi, pentru că niciunul dintre aceste lucruri ale lumii nu sunt consistente, toate sunt trecătoare și noi trebuie cu toții să conștientizăm că orice am prețui enorm pe lumea aceasta, nimic nu luăm cu noi. Nici măcar pe cei de lângă noi nu-i luăm cu noi. Atenție! Singura persoană care pleacă la un moment dat dincolo este sufletul nostru singur cu Dumnezeu. Și Marius ne învață în această carte cum să ne întoarcem la sursa noastră divină și să trăim în comuniune cu ea, în relație cu ea. Cartea conține și multă repetiție, dar ea are un sens, această repetiție are un sens, încearcă să îl ajute pe om să își introducă în subconștient cumva anumite noțiuni care îl vor ajuta încetul cu încetul în timp să nu știu dacă să se desprindă total de ego-ul său, dar măcar să avanseze, să evolueze și să facă un pas către a trăi la alt nivel, a trăi în comuniune cu propriul suflet și cu iubirea divină care se manifestă prin noi, prin iubirea pe care o simțim față de ceilalți și, aș zice, și față de noi înșine. Mai citesc de aici din carte, așa se termină această carte pe care dacă n-aș citit-o, trebuie să o citiți, dragi telespectatori. Liniștea din sufletul nostru are puterea să ordoneze universul fără să intervină. Deci ne trebuie doar liniște sufletească și toate lucrurile din jurul nostru capătă o rânduială bună. De fiecare dată când vrei să judeci, ai căzut din rai pe loc și devii un diavol. Doamne, ce frică mi se face! Deci nu mai judecăm pe nimeni. Și adevărata dragoste este despre a dărui și nu despre a primi. Așa încheiem emisiunea de astăzi, nu înainte de a vă spune că volumul 2 din această carte este imediat în tipografie, pe drum să apară. Sangrila, frumusețea fără margine a divinului, calea către fericire, cartea lui Marius Ghidel e la librăria Ralu. Tot acolo sunt și cărțile Mariei Timuc, pe care vreau să le arăt cu mare drag aici la cameră pentru telespectatorii noștri. Bine, ea are mai multe cărți, dar cărțile acestea de spiritualitate, din care veți învăța foarte multe, sunt tot la librăria Ralu, Pași către tine însuți, Vindecarea cauzală și cealaltă, Puterea frumuseții interioare. Puterea frumuseții interioare. O carte nouă care s-a lansat în această vară, a domnului Ovidiu Bojor, Pledoarie pentru o viață sănătoasă, tot la editura Darana este apărută și această carte. Este și ea la librăria Ralu, Pledoarie pentru o viață sănătoasă, editura Darana. Găsiți această carte și vă invit cu drag să o citiți, să o cumpărați. Vreme și semne, Gabriela Popa. Spune-ne câteva vorbe despre această carte, Maria.
Este o experiență de viață. Doamna Gabriela Popa este asistenta psihologului pe care o să-l prezinți imediat cu cartea aceasta verde. Da? Este Mihai Lucian, acestea două, pot să le arăt pe amândouă deodată, vor fi două cărți pe care le vom lansa pe 12 noiembrie la Sala Dales. Deci aceste cărți se lansează pe 12 noiembrie la Sala Dales în București. Eu le am înainte, după cum vedeți. Deci cartea Gabriele este o poveste de viață foarte interesantă. Ea era o persoană obișnuită până pe la vârsta de 50 de ani, care trăia atașată de lucrurile materiale și dintr-o dată a avut șansa să descopere că există și un univers spiritual. E o carte interesantă, frumoasă, este o poveste de viață. Iar cartea lui Lucian este o carte de psihologie, este o metodă psihologică proprie a psihologului Lucian Mihai, care se numește chiar așa, Recalibrarea ființei, va fi formată din 3 volume, după cât știu eu până acum, și va fi o metodă psihologică, este chiar brevetată de către el, deci vor fi, probabil că va avea studenți și cursanți cu această metodă psihologică. A, foarte frumos! Mulțumesc, colegii! Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc și vouă că ați venit astăzi în emisiune cu atâtea lucruri frumoase. Pregătim o conferință la Brașov, undeva pentru luna noiembrie, decembrie, cum decembrie sau ianuarie, cine decembrie, știe? Decembrie, ianuarie, vedem, oricum vă anunț trebuie aici în emisiune, să vedem când vor veni la Brașov Maria Timuc cu Marius Ghidel, să vorbim despre experiențe interesante, să vorbim despre amintirile lui Marius Ghidel din alte vieți și să vedem ce învățăminte putem trage din aceste lucruri. Maria Timuc, Marius Ghidel, vă mulțumesc mult că ați venit. Mulțumim astăzi și noi, Cornelia. Mulțumesc editurii Daran, a domnului Ioan Busuioc, sunt Cornelia Crevean, toate cele bune și nu uita că Dumnezeu până la urmă, cum spunea și este titlul dragostea ta. Cărții, este dragostea ta, frumusețe în dar, renunțarea la ego și vindecarea sufletului. Cartea care va veni de la editura Daran în luna decembrie. Mulțumesc, la revedere pe mâine!